Bravo! Mi-a zis să caut punctul C. În sfârșit l-am găsit. E punctul C. Mai am până la G. Ce faceți? Cum punctul sunteți? G de la glume. Ce? De unde? Asta aici e problema. Cum sunteți? Voi stați acolo? Da. Astăzi. Super, super, mă simt extraordinar. Câți ani ai, Cosmin? De unde vii? De unde ești? De unde ești? Am venit de la Petrușani, sper să impresionez, să întorc vreun scaun, măcar cu spatele, mă întoarce. Cum se întâmplă aici? Sper măcar pe vreunul dintre voi să îl impresionez, să mă lași pe mine în echipa voastră, acasă. Vreau să scap de soție. Și cum sunteți? Voi cum sunteți? Voi sunteți bine? E clar. A făcut așa. Perfect. O să dau și eu o bucată, cuiva, poate. Dacă vrea cineva. Dacă nu, pentru toată lumea am să vă spun și eu un lucru. Sufăr de 7 ani. De ce? Hai să începem așa printr-un sondaj. Cine are cățel acasă? Prin aplauze. Cine are cățel în apartament? Îl țineți în apartament? Îl țineți în apartament? Nu-l ții? Dar unde-l ții? La bunici? Ai curte? Foarte drăguț. Dumneavoastră care ați aplaudat, îl țineți în apartament? Ce rasă e? Jack Russell e? Crezi tu sau... Ești sigură că e Jack Russell? Perfect. Și eu am un cățel, tot așa, îl țin în apartament. Eu nu mi-am dorit cățel. Soția mea a insistat să ne luăm cățel. Eu când mă gândeam la cățel, sincer, când zic, bă, dacă vreți să-mi iau un câine vreodată, nu știu, mi-au și eu un câine lup sau Rottweiler, nu? Ceva care să mă apere de ceva. Soția mea și-a dorit un cățel pe care să-l ținem în casă. Eu am zis, bă, dacă ne luăm cățel de ăsta de ce-mi doream eu, nu e loc în casă, logic, nu? Că se dă cu capul de mobilă pe acolo. N-are loc. I-a zis, ne luăm când ne mutăm la undeva la curte, uite cum stă domnișoara. Și a zis că nu, mi-a zis ea, că ne luăm un cățel mic, nici nu-l vezi. Și zic, pe bune, da. Zic, păi atunci nu mai bine ți-ai tu o lesă. Serios, îți iei o lesă, o pui tu acolo în cuier și când mai ai chef, doar când ai chef, gândește-te. Iei lesa aia, te plimbi cu ea pe afară, te întâlnești cu vecini, bună seara, ce faceți? Am ieșit cu cățelul. Păi ce cățele? E mic, nici nu-l vezi, n-ai cum să... Da, e femeie și exagerează, nu e vorba despre un cățel mic pe care să nu-l vezi. Ea se referea la un cățel de talie mică și anume Chihuahua. Nu știu dacă știți Chihuahua? Bă, ăla nu e câine, în primul rând, ca să lămurim drept. Deci nu e câine. În primul rând că e urât, jur, zici că e un liliac umblător. Ea și zici, sunt de dracu ei cățelul ăla urât, e urât, ne speriem unul de altul în casă, ne găsești cu burțile în sus așa. Dar ea și-a dorit cățelul ăsta Chihuahua. De ce? Pentru că noi locuim la etajul 2 într-un bloc, la etajul 1 stă vecina de la 1, așa o cheamă, nu știu cum o cheamă, vecina de la 1. Eu nu mai fi bendeac, nu mai râde. Ne place, chiar ne place. Nu, ne place vecina ta de la... Da, aia râdeam. Deci, vrea Chihuahua ca și are vecina de la unul. Am zis, hotărât, ne luăm Chihuahua. A zis, fii atent, m-am gândit și eu la tine. Dacă ne luăm acest Chihuahua, de la Pet Shop, costă 1500 de lei. Dar, mi-a zis ea, am găsit eu o doamnă pe OLX care își vinde puii cu 800 de lei. Super afacere, zic, perfect, sună pe doamna. A sunat-o pe doamna, i-a dat adresa, doamna a venit la adresă. A sunat-o pe iubita mea, a zis, sunt jos cu cățelul. Băi, bucurie imensă, am coborât. În fața blocului, într-adevăr, o doamnă ne aștepta. Să vă faceți o idee cum arăta doamna și fără să jignesc pe nimeni, vreau să fiu politically correct. Doamna, să-i spunem, un fel de sora lui Connector. Mă bucur că v-ați prins toți. Cântăreață și ea. Știu că unii se întreabă de acest Connector are soră, are o șatră. Una dintre ele a venit la noi, la adresă, să ne vândă acest Chihuahua. Cu un carnet de sănătate în mână. Mie mi-a dat carnetul de sănătate, că a zis că are nu știu câte vaccinuri făcute, care chipul în ochi, nu mă pricep oricum. Eu am zis, lasă vrăgeala, hai să vedem marfa. A scos cățelul, că îl ținea aici, că era foarte frig. A scos cățelul de la, între, nu știu cum îi zice aici, între, la... Silicon Valley. Așa, thank you. La Silicon Valley, l-a scos, l-a pus în mâini iubitei mele. Fiind frig afară, el ieșind cățelul de la căldură la frig, a început să tremure. Dementa mea, zic de soție, ce a crezut? Că pentru ea tremură, că ăsta este cățelul, nu? Că e clar că el ne-a ales pe noi și țipa ca o nebună. Făcea, uite-te, cu tremură! E cățelul meu! Pe mine m-a vrat! Deci mă uitam în ochi, ei era atât de bucuroasă. Nu știu cum să vă explic mai plastic, dar cred că îi aplaudau ovarele. Cred. Eu n-am văzut asta în 8 ani de relație.
Cert este, cert este că am dat banii doamnei 800 de lei, am luat cățelul, urcând pe scări în casă, zic, bă, parcă și doamna ușor dubioasă și cățelul prea ieftin, am întrebat-o pe iubita mea, zic, bă, nu avea vreun defect? Și să vedeți că nu sunt prost, cățelul avea un defect în sensul că era umflat aici la burtică, săracul. Wow. Și am întrebat-o pe iubita mea, zic, bă, e normal să fie așa? Atât mi-a trebuit, să vezi ce importanță, și-a luat ea, se plimba în jurul lui ca un chinolog, l-a luat, l-a studiat, i-a dat două palme, l-a zis, da. Zic, da, ce? Zice, e balonat, trebuie să facă cachi. Zic, da, ce, oa, nu se... ei fac cachi? Zic, păi dă-i ceva să facă cachi, că nu știu dacă îți dai seama, de explodează cachi în el. Și a dat niște lăptic și a făcut cachi. Dar când a făcut cachi, săracul a făcut și un pierme așa. Da, voi reacționați așa, eu am zis, bă, uite, ce femeie e sora lui Connector. Doamna sora lui Connector ne-a dat pet la pet în 800 de lei. Am și întrebat-o pe iubita mea, ce facem cu un viermele ăsta? Îl ținem un borcan, îl scoatem și pe el vara? Ne-am dat seama că nu e ok și l-am dus la veterinar. Pe câine. Viermele era în borcan. Ne-am dus la veterinar, veterinarul s-a uitat în primul rând la carnetul de sănătate, m-a întrebat ce e asta. Zic, păi carnetul lui de sănătate, l-a luat cu carnet de sănătate, are două vaccinuri, mai trebuie să facă unul, are cipul în ochi. Și mi-a zis, bă, tu nu vezi că ăsta e fals? Cum adică e fals? Ce, astea sunt niște ștampile, ceva de la Poșta Română, nu știu ce, de unde prinseseră ei. Erau niște ștampile puse aiurea, așa. Și a zis că țelul ăsta, mi-a zis, e plin de, așa mi-a zis, e bolnav, e plin de paraziți în burtă și de Beauty Mafia la gură, așa. A exprimat, cred. Și ne-a zis că trebuie să urmezi un tratament cățelul. 6 săptămâni să-l ținem în casă, să nu ia contact cu alți căței până nu face toate vaccinurile, că s-ar putea să îmbolnăvească, s-ar putea să moară, și eu într-un fel mă bucuram. Cert este că l-am ținut 6 săptămâni în casă. L-am ținut 6 săptămâni în casă, când s-au umplit cele 6 săptămâni, din nou iubita mea, super entuziasmată, a zis, în sfârșit scoate și noi cățelul afară. O să vadă alți căței și o să-și dea seama că e cățel, mă, asta nu-i zis. Și a zis, bă, nebunul că a stat cu noi în casă, credea că e om, mă, serios. A scos cățelul afară, a zis ea, să coborâm pe scări, să nu luăm liftul, că el era mic, la fiecare treaptă se chinuia, cădea în bot, eu mă bucuram. Ne-am chinuit foarte mult, de la etajul 2 până la etajul 1 ne-a luat un sfert de oră. La etajul 1 ne întâlnim, oameni buni, cu vecina de la 1. De-o place, da, da. Dănuț? Eu? Vecina de la 1, care ieșise cu cățelul ei, noi cu cățelul nostru. Bă, al meu zici că era tasolul ăsta. Că eu m-am luat de vecină, zic, bă, dar ce dracu tu nu-i dai să mănânce ce e așa mic? Și vecina a zis, păi e chihuahua, așa e rasa lui. Al vostru ce e? Zic, al nostru... Al nostru e chihuahua lup, e o rasă, e... Cert este că nu e nici chihuahua, nu este nici lup. El este o struț, o cămilă, o ceva, un pechinez, o șoricar, șpriț imperial, jujitsu sau ceva. E ceva ce nu găsiți la noi. Îl cheamă Tyson, i-am pus numele Tyson. Brav. De la boxerul Mike Tyson. M-a și mușcat de ureche când era mic. Acum, eu am mai fost influențat de soție să luăm acest câine și de prietenele ei, spunându-mi că, bă, ia aibă câinele soției, că o să vezi că e un suflet de care o să atașezi, plus că se spune că câinele ia din personalitatea stăpânului, să vezi ce mândru o să fie atunci. Și eu l-am deja de 6-7 ani, cred, la corp semănăm. Și eu sunt la fel, eu îmbrăcat arăt okay-ș. Dar dacă mă dezbrac, eu nu știu dacă ați văzut filmul de desene animate Ice Age. Da. Îl știți pe Sid ăla? Hei, guys, guys. Deci la corp semănăm. Dar anul trecut am descoperit că Tyson, câinele meu, ăla și din personalitatea mea. Cum am descoperit asta? Am fost cu el la Vama Veche. I-am dat drumul pe plajă pe acolo, alerga ca un dement. La un moment cum alerga el pe plajă pe acolo, bă, apare un dita mai dulău, câine vagabond de Vama Veche. Da, atâta, ce să vă zic, ăsta câine vagabond de Vama Veche, al meu câine vagabond de apartament, că el stă în apartament, dar mai micuț. Se întâlnesc, se pun față în față și încep să vorbească. Ce vorbeau? Ce ar putea vorbi? Nu știu, că nu înțeleg câinească, dar am imaginație. Tyson, câinele meu, Virgin, îți dai seama. Ce putea să-l întrebe pe ăsta care era vagabond prin Vama Veche? M-a întrebat, frate, ce e pe aici de... Dăm și noi acolo, facem... Câine vagabond în Vama Veche, îți dai seama, fiind din Vama Veche, fuma spart, n-avea chef de... Era în Vama Veche, nu? Tu nu faci asta când te duci în Vama Veche, nu stai la soare? Nu. Nu fac. Dar, la Vama Veche ăsta era așa, tot îi dădea cu laba câinele meu, Tyson, pleacă-mă de aici. Tyson insista, te rog eu mult de tot, că am bani, că stăpânul meu face bani. Că... Merge la emisiunea aia, la stand-up, Revolution. Poate face ceva bani, plătind 2-3 cățelușe. Ăsta tot dădea cu laba câinele din Vama Veche, era pleacă-mă de aici, asta insista, te rog eu mult de tot. El fiind virgin, îți dai seama, zicea, bă, te rog eu, m-am săturat să dau un pernă, ajută-mă. Și la un moment dat, dulăul de Vama Veche, sătul de insistențele câinelui meu Tyson și plictisit, s-a opintit așa în nisip
Și l-am mărit, semn, mamă, te mănânc și mă peste punul tău. Cred că a zis asta, cred, nu știu. Și în momentul în care ăsta l-a mărit și a arătat colții către câinele meu Tyson, ăsta a fost momentul în care mi-am dat seama, oameni buni, că Tyson a luat din personalitatea mea. De ce? Pentru că Tyson nu a ripostat. Și vă zic sincer, așa sunt și eu. Eu vă zic sincer, acum vă dau un exemplu. Dacă prin absurd se iscă o bătaie generală, toată lumea se bate cu toată lumea, ca într-un film western. Și cum se bate aia în, știți, nu, în barul. Toată lumea cu toată lumea, scaune în cap. Eu sunt prins în mijlocul acestei bătăi și n-apuc să fug. Eu maximul pe care îl fac este să alerg către cineva, să stric bătaie, să-mi iau mâna mea, să-mi trag una și să leșin. Deci maxim atâta fac. Bătaie! Fac și am căzut. Nu mai râde, știți de ce fac asta? Că eu odată căzut pe jos, bă, nimeni nu va mai da în mine. Pentru că nu mai sunt un pericol pentru nimeni. Și când bătaia se va fi terminat și toată lumea pleacă de acolo cu scaune guler, capete sparte, eu maxim am ridicat, mi-am dat o palmă cu palma mea. Eu nu zic că nu mă doare, mă doare. Eu sincer, nici pasta nu mi-o dădeam dacă nu-mi luam bani în seara asta. Ai dat două. Dar, vă zic sincer, așa și Tyson. Și aici am realizat că a luat din personalitatea mea. Pentru că dulăul din vama veche, când l-a mărit pe Tyson, Tyson n-a ripostat. Dulăul din vama veche, când l-a mărit pe Tyson, Tyson s-a dus și l-a lins la... Bravo! Vă mulțumesc mult de tot! Vă împărți în nouă sezon! Cosmin! Francisco! Bravo! Irinel Columbeanu nu mai e cu... Ce-a zis? Nu știu. Nea tăticu. Respect. Chiar îmi place foarte mult. L-aș fi luat la mine în echipă. Da, bravo! Bravo! Da. Bravo! Nu știam că e așa bun. Eu l-am mai văzut. Serios? Da. Este foarte drăgălașă poveste și mai ales că e adevărat. Chiar are un câine Tyson, Chihuahua lup, o rasă, nu, e mai mult lung decât înalt, are picioare. Este ceva, dar nu, Doamne, este ceva. Te-ai simpatic și mă latră tot timpul când merg pe la... Hai, frate, bă, și cea mai dubioasă chestie că chiar le-au un vam, adică chiar... Na, nu poate să-l lase acasă. Și hai în vamă și trebuie să se roage. Dar primiți cu câini, da. Și când vine probabil toate căsele se gândesc, te-a zis cu câini, nu. Ăsta ce, de ce luați, de ce luați după voi, ce ăsta e? L-ați găsit pe stradă, era să-l călcați cu mașina. Nu, e al nostru. Natantic.